Bebelușul de numai 3 luni, care a murit după ce a fost călcat cu mașina de fostul prefect al Clujului, Călin Platon, a fost înmormântat astăzi la cimitirul Mănășturi din Cluj-Napoca, chiar de ziua mamei sale. Mama micuțului nu i-a stat alături pe ultimul drum. Femeia, care la rândul ei a suferit leziuni grave, a fost operată în urmă cu doar câteva zile, se află în spital și nu se poate deplasa. Nici în următoarea perioadă femeia nu va ajunge la mormântul copilului ei. Medicii susțin că o vor mai ține sub supraveghere circa 10 zile și că apoi va avea nevoie de 5 luni de recuperare. Mama și bebelușul au ajuns la spital în seara de 27 august, direct de petrecerea de pietoni. Călin Platon circula cu viteză pe bulevardul 1 decembrie din Cluj-Napoca și n-a mai apucat să frâneze pentru a le acorda prioritate. Fostul prefect s-a scuzat spunând că a fost orbit de soare și din acest motiv nu a mai observat-o în timp util pe femeia care își plimba micuțul în cărucior. Platon, actualmente inspector guvernamental, n-avea însă ce căuta la volan. Permisul de conducere îi era suspendat încă de pe data de 5 august, iar dovada înlocuitoare expirase de o săptămână. O confuzie de date s-a apărat demnitarul, care a spus că n-a știut că încalcă regulile de circulație până după comiterea accidentului. Călin Platon a fost prezentat luni instanței de judecată sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală și conducere a unui autoturism având permisul suspendat. Instanța a emis pe numele său mandat de arestare preventivă, decizie ce a fost atacată cu recurs de fostul prefect al Clujului. Astăzi, Tribunalul Cluj a hotărât să mențină starea de arest în cazul lui Călin Platon.